Iată. Mai mulți dintre locuitorii pământului se duc în iad decât în rai. Pentru că în iad poți să mergi să faci pe pământ tot ce vrei și tot ce îți place, dar ajungi în iad. Dar în cer, ca să ajungi, trebuie să fii sfânt, neprihănit. Trebuie să te lupți cu tine însuți, cu lumea, cu poftele carnale. Deci ca să ajungi în rai, să dă o luptă cu Satan, cu lumea, cu poftele. Biblia spune că Hristos a spus celui care va birui în lupta pe care o are de dat, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Celui care va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și voi scrie pe frunte un nume nou. Dar cui, Doamne? Celui ce va birui. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Deci lupta pe calea credinței este aprigă, este mare. Ca să ajungi în cer trebuie să lupți. Așa spunea și apostolul Pavel, m-am luptat. Ce te-ai luptat, Pavel? M-am luptat lupta cea bună a credinței. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mă va da împăratul slavei. Ce ai făcut, Pavele? M-am luptat, dar nu m-am luptat cu pumnul în vânt, m-am luptat. Dar cu cine, Pavele? Cu mine însumi. Mă port aspru cu trupul meu, zice apostolul Pavel. Auziți? Pavel se lupta cu el, cu eul lui, cu egoismul lui. Mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva, după ce am provăgăduit la alții, eu să devin un lepădat, să fiu lepădat. De aceea, pentru că nu vreau să fiu lepădat, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâne, îl țin în stăpânire. Nu îi împlinesc dorințele, nu îi împlinesc poftele. Și Pavel se merită? Se merită să renunți la plăcerile lumii acestea? Da. Dar de ce? Mă așteaptă cununa care nu se poate veșteji. Mă așteaptă Hristos. Ne-am isprăvit alergarea. Vedeți? Dragilor, dragilor, pe calea credinței e luptă. Cei din lume nu se luptă.